asta a rămas în România. Toți au valoarea lor pe categorii. La categoria maraton sunt porumbei care au rezistență, dorință, vin de la 1000 de kilometri. Cel care este de viteză nu rezistă să zboare 12 ore sau 14 ore. Cum în același timp, porumbeul de la maraton nu poate să pendureze la viteză, că nu poate să prindă o viteză mare. Genetic să transmit caracterele la descendenți. Pentru porumbel de maraton, musa e de obține un descendent, tot de maraton. Nu poți obții de viteză. Alta de a cupla porumbii, aici constă. Nu mai știi cum te împerechezi să obții performanțe mai târziu în ceea ce dorești. Când ai împerecheat porumbel de maraton cu un de viteză, spunem noi, nu iese nici stânțar, nici armăsar, nu iese nimic, te-l pierzi degeaba și te fiască.